În ziua cinstirii icoanei Maicii Domnului Prodromița, gălățenii au venit în număr mare să aducă mulțumire Născătoarei de Dumnezeu la singura biserică din municipiu cu acest hram. Programul liturgic a început aseară cu tradiționala procesiune, urmată de slujba vecerniei unită cu litia. A devenit deja o tradiție ca în data de 11 iulie, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, să fie adusă de la reședința arhiepiscopală din Galați o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița. Înainte de a fi așezată în lăcașul de cult, icoana a fost purtată în procesiune. În continuare, a fost săvârșită slujba vecerniei unită cu litia, la finalul căreia părintele paroh Valentin Rădoi le-a vorbit credincioșilor despre momentul în care icoana Maicii Domnului a fost adusă la Galați în urmă cu 161 de ani. Acum 161 de ani, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului Prodromița, ale cărei chipuri au fost pictate printr-o minune, a poposit în drumul ei de la Iași către Sfântul Munte Athos și în Biserica Sfinții Împărați din Galați, care era finalizată în același an și sfințită de vrednicul de pomenire episcop Melchisedec Ștefănescu. Atunci Maica Domnului a săvârșit în această biserică o minune, schimbându-și privirea, din privirea blândă pe care o vedem acum în icoană, într-o privire mustrătoare, pe care a adresat-o unui pictor necredincios, care punea la îndoială minunea cu care a fost făurită Sfânta icoană și îi mustra pe cei care cu evlavie veneau să se închine. Atunci schimbarea privirii Maicii Domnului a dus o schimbare în inima pictorului, făcându-l din necredincios, credincios și din mustrător, un propovăduitor al minunii. Tocmai de aceea, an de an, cu binecuvântarea și cu purtarea de grijă în al preasfințitului părinte arhiepiscop Casian, o copie, una dintre cele mai vechi care se află în țara noastră, a icoanei Prodromița, este adusă spre închinare în Biserica Sfinții Împărați din Galați, unde un număr mare de credincioși și de preoți aduc rugăciuni Maicii Domnului pentru ocrotirea noastră și pentru a revărsa asupra noastră a tuturor milostivirile sale cele bogate. În fiecare an venim cu bucurie la această sfântă biserică care are ca al doilea hram cinstirea icoanei Prodromița. Toată viața m-am rugat Maicii Domnului și niciodată nu m-a lăsat la greu. De aceea participarea la această sfântă slujbă este felul meu smerit de a-i mulțumi în fiecare an. A fost, este și va fi mereu emoționant să vedem un așa sobor de preoți și credincioși cinstind-o pe Maica Domnului în fiecare an. Maica Domnului, nădejde mântuirii noastre, cum spune o priceaznă veche, cred că este o sfântă. Dacă tu în mijloc Iisus la fiul tău cu lacrimi, nimeni nu s-ar mântui. Și acum este vremea vecerniei. Nu știu, pentru mine este o bucurie mare sufletească să aduc o cântare de laudă Maicii Domnului. Este cu adevărat o înălțare sufletească și un semn de infimă recunoștință pentru toate purtătoarele de grijă a Maicii Domnului, care ne arată zi de zi, minut de minut. Am venit la icoana Maicii Domnului cu mare bucurie, cu evlavie, cu dorința de a mulțumi pentru tot ajutorul care mi l-a acordat pe tot parcursul vieții și în special în ultimele luni a fost alături de mine. Nu știu ce aș fi făcut dacă n-ar fi fost ea lângă mine. Maica Domnului chiar este maica tuturor și dă speranță și ajutor tuturor. Dacă n-ar fi ea, nu cred că am avea pentru ce trăi. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Galați a fost construită între anii 1857-1863.